Salutare, dragilor! Eu sunt Maria și bine ați revenit la un nou episod din vlogul meu. Încet, încet, dar cu pași repezi și sigur, se apropie sfârșitul anului școlar sau universitar, motiv de super bucurie pentru majoritatea dintre noi și în același timp motiv de tristețe sau disperare pentru cei care sunteți la finalul clasei a 8-a sau a 12-a. Sper ca materialul meu de astăzi să vă ajute să luați o super decizie importantă pentru viitorul vostru, iar pentru cei care sunteți la finalul facultății și trebuie să optați pentru a merge mai departe la un master și nu știți exact ce decizie să luați, de asemenea sper ca acest material să vă fie de folos și vouă. Sfatul meu este să nu vă fie teamă și să aplicați pentru o bursă în străinătate. Probabil ați văzut titlul acestui material, de ce anume am dorit să optăm pentru o bursă în străinătate, să studiem în străinătate, fie să facem un master, fie să studiem la nivel de licență. Tot ce o să vă spun în materialul care va urma este bazat pe ceea ce am trăit eu, nu vă spun nimic din cărți sau din povești, din blablauri pe care le-am auzit și eu, ci din ceea ce am trăit eu exact. Pentru că și eu am ajuns în momentul în care trebuia să iau o decizie. Eram ok, acum am terminat, ce fac mai departe? Și mi-am dorit să studiez ceva ce nu se putea studia în România, așa că eram oarecum obligată să studiez în străinătate, însă vreau să vă spun că decizia aceasta de a merge în străinătate și a studia mi-am dorit-o din tot sufletul meu și nu a fost doar o chestie să scap de acasă și cum probabil gândiți majoritatea dintre voi, mai ales cei care sunteți în clasa 12-a, yes, am scăpat de acasă, am scăpat de părinți, sunt liber și wow, ce faină e viața și nimeni nu mă mai controlează, nu despre asta este vorba. Ok, hai să începem. De ce te-ai duce să studiezi în străinătate? În primul rând și în primul rând pentru tine, pentru că te ajută să te dezvolți din toate punctele de vedere. Cel mai probabil, pentru că suntem la o vârstă destul de fragedă, încă nu ne cunoaștem pe noi înșine, nu ne cunoaștem bine potențialul, nu ne cunoaștem limitele și tocmai o experiență de genul acesta te-ar ajuta să te testezi, să te pui la încercare, să-ți pui la încercare forțele, mintea, să vezi care sunt limitele tale. Te ajută să îți dezvolți gândirea, te pune în fața unor situații super diferite pe care probabil nu le-ai mai trăit înainte, în fața unor situații noi, în care trebuie să iei niște decizii mature și pe moment și cel mai important că ești fără părinți sau fără apropiații tăi și atunci tu ești nevoit să gândești tu. Probabil dacă ai fi acasă cu familia ta sau cu apropiații tăi, te-ai sfătui cu ei și lucrurile ar fi probabil mai ușor. Însă așa tu ești pus să iei anumite decizii importante. Fiind în altă țară, categoric va fi și altă limbă. Deci ești obligat să mai înveți o limbă în plus, lucru care te ajută pe tine personal din nou să te dezvolți, să-ți dezvolți inteligența și să crești tu din punct de vedere cultural. Apoi, un alt motiv foarte important pentru care ai alege studiile în străinătate este că ți se deschid uși noi, ți se deschid oportunități noi, orizonturi noi, șanse de muncă, colaborări noi, de ce nu? Și vă spun lucrul acesta pentru că și eu am trecut prin chestia asta și încă trec prin chestia asta și mă bucur foarte mult pentru că odată ce am ajuns aici, în Italia, mi s-au deschis foarte, foarte multe oportunități, desigur, pe plan muzical, pe ceea ce studiez eu și sunt foarte fericită de acest lucru și vă doresc și vouă din tot sufletul să aveți parte de cât mai multe oportunități noi. Bine, nu vreau să mă lungesc foarte mult în acest material, desigur, motivele pentru care ai putea alege studiile în străinătate sunt foarte multe, dar pentru că deja v-am spus câteva, vreau să vă spun doar că alegerea pe care eu am făcut-o de a studia în străinătate, cred că a fost una dintre cele mai bune alegeri pe care eu le-am făcut în viața asta și de care sunt foarte fericită și foarte mândră, pentru că m-a ajutat să cresc personal, m-am dezvoltat foarte mult, după cum vă spuneam și mai înainte, mi s-au deschis foarte multe orizonturi și situații, colaborări noi,
ceea ce mă bucură foarte mult. Să nu credeți că nu am întâlnit și situații urâte sau mai puțin fericite aici, însă chiar dacă am trecut prin foarte multe situații mai puțin plăcute și probabil o să treceți, adică cu siguranță o să treceți și voi prin situații mai puțin plăcute pentru că așa este în viață, nu tot timpul este totul roz. Dacă aș putea să mai aleg încă o dată, dacă aș mai avea șansa să mai fiu pusă încă o dată în fața acestui fapt de a alege să continui studiile în România sau să studiez în străinătate, cu siguranță aș alege din nou să studiez în străinătate, pentru că nu regret nicio clipă decizia pe care am luat-o. Bine, vă doresc să luați decizia bună și corectă pentru voi. Sfătuiți-vă înainte cu părinții voștri, cu prietenii voștri, întrebați la facultățile unde vreți să mergeți sau unde deja studiați, pentru că sunt foarte multe programe. Probabil cel mai cunoscut este Erasmus, programe care oferă burse, sau Vasile Pârvan, sau Renovabis, cum am și eu. Sunt foarte, foarte multe programe care oferă burse de studiu. Profitați de lucrul acesta în cel mai fain sens al cuvântului și bucurați-vă de viața voastră de student, pentru că este absolut extraordinară. Eu vă pup și aștept comentariile voastre. Pa, pa!